Primăria Piatra Neamț a început demolarea halelor F1, F2 și F3 din cartierul Speranța. Clădirile nu mai prezentau siguranță, aflându-se într-o stare avansată de degradare. Municipalitatea a studiat posibilitatea reabilitării acestora, însă se pare că ar fi fost nevoie de prea mulți bani pentru asta. Între timp, 19 familii dintre cele care stăteau ilegal în hale au fost relocate în Văleni pe principiul meritului. Au fost mutate doar 19 familii, cei care merită să primească o casă. Mai mult decât atât, eu am avut o întâlnire cu reprezentanții romilor din cartierul Speranța și vreau să vă spun foarte clar că cele trei persoane pe care eu ne-am avut în audiență sunt persoane care pe mine m-au impresionat, persoane care mi-au spus că își doresc să se integreze în societate, să respecte legislația, să-și educe copiii și își doresc sprijin din partea noastră pentru a face acest lucru. Primarul Chitic a dorit să îi liniștească pe locuitorii din Văleni care își făceau griji legate de aducerea familiilor de romi în cartier. În zonă se va afla sub pază permanentă, urmând ca acolo să acționeze patrule de la Poliția Locală Piatra Neamț și de la Poliția Municipală, Departamentul de Ordine Publică.